Primarul cartierului, de Eduardo De Filippo. Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Stai, palumilor! Mai repede! Mai repede! Haide, mai repede! Așa! Dă-te și oprește fața poliției acelea de fier. Păi asta e vila lui Don Antonio, primarul. Ce n-a spus așa de la început? Veneam direct din port în Terțino, fără să mai oculesc atât. Bine, 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 bine. Cunosc Napoli ca pe buzunarul meu. Mai repede, mai repede. Așa. Au! Uite, ține banii. Hai, Palomilo, încet. Încet. Hai, hai. Au! 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 Încet. Oh, mamă, nu mai pot de durere, ăla. Hai, taci, Palomilo, taci. Uite că m-a ajuns. Nu mai pot. Dar cum, dracu, să umblu cu un glonte în picior? Dar puțin curaj, ești bărbat, Palmilo, ce dracu? Lasă-mă să mă odihnesc. Dar ce ești de bun? Se inflamează rana și apoi ne așteaptă doctorul Fabio de la legione. Nu mai pot să merg, înțelege-mă. Hai, Palmilo, nu te mai gândi la picior. Dacă te gândești, doare mai rău. Mai bine cântă, hai, de cântă, cântă. Na, de cântată mi-ar veni, eu n-ai, te bai de sufletul meu. Palomiro, liniștește-te, mai avem câțiva pași, am ajuns la ușa vilei. Doctorul Fabio trebuie să fie pe terasă. I-am și telefonat, hai, de încet. Ah, nu mai pot, nu mai pot. Da, termină, dată. Uită-l pe doctor. Ne iertați, domnule doctor, domnule doctor. L-am sculat cu noaptea în cap. Hai, Palomiro, hai, hai, putem intra, nu-i așa? Hai, intrați. Cine ești? Eu. Eu sunt Onaid, ăla care a tras, domnule doctor. Nu mai pot, nu mai pot, domnule doctor. Nu striga, doamne, Don Antonio. Tu ai tras? Da, domnule doctor. Și ce cauți aici? Știți, totul s-a întâmplat pe la 2:15 la capătul străzii Marina. Lângă răscruce care duce la dreapta și o iei spre San Giovanni de la Teduccio și la stânga o iei spre autostrada Pompei. Ce ceva, nu mai pot de durere, domnule doctor. Ți-am spus să nu mai strigi. Ajută-mă să-i tai pantalonul ca să-i fac încet. Da, domnule doctor. Hai, ai răbdare, ai răbdare, nu să te mai doară. Foarte ca... Poftiți, poftiți. Da? Și? Și pe urmă când am tras unul în altul, pentru că a tras și el, domnule doctor, și el a tras, vreau să știți, și el a tras. Bă, domnule doctor. Ăsta e pistolul lui. L-ai luat? Da, domnule. Și ce ai de gând să faci cu el? Vrei să-l dai cuiva? Nu. Mă rog, mă rog, treaba. Așa. Și pe urmă? În timpul ăsta eu pierdeam sânge. Căutam pe cineva ca să mă ajute. În jur nu era țipenie de om. Când a văzut că m-am prăbușit, el a șters-o. Dar ce vrei să facă? Să aștept să pune mâna pe mine? Asta vrei, nu? Asta! Domnule doctor, am luat-o citișor pe una din străduțile care duc spre calea ferată. Dar cu cât mă îndepărtam mai mult, cu atât auzeam mai tare strigătele lui. Ajutor, ajutor! În miez de noapte, știți, este atât de impresionant. Și pe urmă ce, Dumnezeu, suntem prieteni, nu? Suntem prieteni, doar! Prieteni! Palomiero, Palomiero! M-am întors și am luat-o la fugă, domnule doctor. Am alergat când bate inima și acum. Am găsit o mașină, l-am luat în brațe, l-am suit în ea și l-am cărat până aici. Eu nu l-am recunoscut. Mi s-a părut că e un trecător inimos. Altfel să știi că te împușcam. Nu știu, dar nu puteam să te las să zaci acolo fără să am o idee de cât de gravă este rana, nu? Îți mulțumesc. Dă mână. Poftim. Păi altfel cum, nu? Era de datoria mea, nu? Acum să vezi că hai să te faci bine mai repede, Palomiro. Să știi însă, după ce îmi trece, te împușc. Mă crezi că era de prost, Palomiro. Spreviți cu pălăvrăgeala. Sunt sigur că v-ați împușcat fără niciun motiv serios. Nu e adevărat, domnule doctor, pentru un motiv chiar foarte serios, foarte important, știți? El... Lasă-mă în pace, nu vreau să știu nimic acum. Oameni în toată firea. Împușcăm, te împușc. De fapt, nu e vina voastră. Proști ați fost și proști o să rămâneți. Apă de rup. N-ai voie să bei. Doare, nu mai pot. Ce-am spus să nu te mai vaiți. Trebuia să te gândești mai înainte ce faci. A scârba asta de un IT plin de bani. Plin de bani ești tu. Bine, 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 sunteți voi amândoi plin de bani. Dar știți din ce ne-am luat? Dar nu mă interesează. Dar să vă spun acum liniște. Dar... Hai, încep să-l operezi. Tu ai să-mi dai o mână de ajutor, auzi? Da, doctor. Da, Onaid. Ține-l strâns de mâini. Da. Așa, stai, Palomiro, taci, taci, Palomiro. Da, lasă-l. Trebuie să-ți fii când ai tras. Te rog, te rog, Palomiro. Așa, așa. Ai, ia-te, uite ce adânc. Au, mai puțin, stai. În sfârșit, ăsta e glontele, calibru 6. Palomiro. Să-l scoatem afară să ia puțin. Onaid, du fotoliu pe Donald.
Învelește-l cu pătura. Da. Îndată ce își revine, o ștergeți amândoi. Domnule doctor, dar eu vreau să vorbesc cu primarul, domnule doctor. Ce vreau să vorbesc, domnule doctor? Domnule Antonio, doarme și cu cât o să doarmă mai mult, cu atât va fi mai bine. Da. Așa din casă ne face semn să păstrăm liniște. Dona Imaculata. Ce-a făcut don Antonio aseară? A dormit repede? Era cam 12 și jumătate când m-am dus și am deschis încet ușa, cum fac de obicei. Dormea ca un nou născut. O să zic că nu știe ce i s-a întâmplat, doni Armida. Nu. Don Antonio se culcase de mai bine de un ceas. Și doamna cum se simte? Știi ceva? Am dus-o la spitalul de urgență. Zice că i-au pus 12 copci. Nebunie în toată legea. Și eu să mă întorc târziu de la Napoli tocmai în noaptea asta. Nu m-am despărțit de dânsa nicio clipă. Și ce au făcut? Au internat-o? Nu. După ce au pansat-o, doamna se simțea și mai rău. N-ar fi rezistat să fac încă o dată drum până aici. Și atunci doctorul a avut ideea să o ducă la el acasă. Când a plecat, chiar așa mi-a spus: mâine, cum se simte mai bine, o sun mașina și o aduc. Și nici doamna nu voia să se întoarcă aici de la spital, de teamă să nu trezească pe domnul și să-i strice somnul. I-am spus doar de atâtea ori lui don Antonio. Mor după animalele astea, le crește și pierde sănătatea cu ele și nu vrea să înțeleagă ce pericol sunt ele pentru familia. Sunteți fiare să batici. Mănăvita asta nu-i cățea, ci o fiară. Când deschide gura, parcă se cască iadul, e înfiorătoare. Numai că eu am să o trimit pe lumea cealaltă cu un blond în frunte. De data asta, ori mâna și el, ori Mănăvita o să-și încheie socotelile cu mine. Dacă te aude, domn primar, o pățiști. Când o afla în ce hală a adus-o pe nevastă, să pun el singur mâna pe revolver și o omoară. S-ar putea. Don Antonio adoră pe don Armida. Așa că nu văd cum o să scape câinele. În sfârșit, vă las cu pacienții dumneavoastră care cred că s-au liniștit. Dacă aveți nevoie de mine, mă chemați. Ascultă, în dimineața asta vine lume? Puțină. Ar fi fost vreo 10 persoane. Dar ieri dimineață don Antonio m-a pus să șterg de pe listă 7 din ei. Zicea că el când vine la terțină vrea să se odihnească. Are dreptate. Mă gândesc că peste vreo 3 săptămâni ne întoarcem la Napoli. Mă ia cu furtiguri. Nici nu se poate să fie altfel. În cartierul sanitar e un om important. Câteodată se face coadă la poartă. Astăzi dimineață nu primește mai mult de 3 persoane. Pascale Onasone. Cine este? O lepădătură. Da, scapă repede de el. Al doilea e Rafiluccio Santaniello. Băiatul brutarului don Arturo de pe Via Giacinto Albino. Brutarul îl desansurat până acum de 3 ori. A fost aici ieri și alaltă ieri. Dar don Antonio abia azi îl primește. Nu o să fie o zi prea grea. Atât mai bine. Mai sunt și ăștia doi de pe terasă. Când pleci, închide ușa. Dacă vor să aștepte, să aștepte afară. S-a trezit don Antonio. Cum așa de vreme? Abia e 6 fără un sfert. A sunat de 3 ori la rând. Asta înseamnă că s-a trezit mai bine într-un sfert de ceas. Ia uitați-vă că vine. Ce sprinte în umblă. Om la 75 de ani. Bună dimineața, domnule primar. Bună dimineața. Imaculata se trezește întotdeauna de vreme. Dar dumneata, doctore, ce cauți aici la ora asta? Am făcut o intervenție chirurgicală. Aha. Armă de foc. O Onaic și Palomielu au tras unul într-altul. Azi dimineață pe la 4:30. Da. Am auzit și când s-a oprit mașina la poartă și glasul Imaculate și zgomotul pe care l-au făcut afară. Am înțeles că e vorba de o operație, dar m-am gândit. Dacă au nevoie de mine, mă cheamă. N-am avut nevoie. Am făcut noi totul. A fost și soția mea? Doamna, nu. De ce? S-a dus la Napoli. Aseară, după focurile de artificii, se făcuse târziu și zicea că doarme aici. Pe urmă, s-a întâmplat accidentul. Accidentul? Mănâncă mai întâi și vorbim pe urmă. O să zic că e grav. Grav, nu. Doctorul te-ar fi trezit. Dar plicticos. Am pregătit masa. Poftiți. Acum vă aduc șunca și smochinile. Stai. Doctore, unde e soția mea? Imaculata, dumneata era acasă. Spune, dumneata. Ce să spun? I s-a întâmplat ceva soției mele? Don Armida a fost mușcată de unul din dulăi. Când? Pe la 1 noaptea. Ne duseserăm cu toții la culcare. Don Armida rămâne totdeauna ultima, fiindcă îi place să nu o bată nimeni la cap când face ordine prin casă, când pregătește câte ceva pentru a doua zi. Am auzit un țipăt și când am venit am găsit-o mai mult moartă decât vie, cu ruchea sfâșiată și plină de sânge.
condus-o cu mașina la Napoli, la spitalul de urgență. Eu voiam să vă chem, dar doamna Armida mi-a spus, nu, lasă-l să doarmă, dacă îl trezești, îi fuge somnul și... Bun lapte. Pâinea cu lapte e cea mai bună mâncare de dimineață. E lapte curat, don Antonio. Ar trebui să bei și seara un pahar. Nu. Seara nu, doctore. Și acum... Acum unde e nevastă mea? La Napoli, acasă la doctor. După ce au pansat-o, au dus acolo. A dat un telefon? Da, pe la 2:30. Spunea că don Armida a țipit și că îndată ce se va simți mai bine, o sui în mașină și o aduc aici. Care dintre ei a mușcat-o? Un acielu sau Maravita? Nu știu. Asta nu mi-a spus doamna. Bunacielo, nu. Bunacielo e înțelept și are oarecare slăbiciune pentru Armida. Malavita e o sălbatică. Nu vrea să cunoască pe nimeni. Sunt câini primejdioși. Imaculata, poți să te duci. Zi așa, Fabio. Și pe urmă, ai făcut operația? Da. Și de ce s-au împușcat? Cine sunt? Două scârbe. Pe unul cheamă Onai, pe celălalt Palumieru. Au tras unul în altul ca proști. După mine nu e ceva care te poate interesa. Ei însă vor să vorbească cu dumneata. Bineînțeles, ca să aplanezi conflictul. Doctore, ce-ai hotărât cu plecarea ta? Don Antonio... Îmi cunoști firea. Sunt un om sincer de la rădăcina părului până în vârful unghiilor. Te-am întrebat ce ai hotărât. Să lăsăm gluma, don Antonio. Știu că plecarea mea te necăjește. După 35 de ani și mai bine de colaborare și, îmi permit să o spun, de prietenie. Se înțelege că hotărârea mea te încurcă în măsura în care face mai dificilă sarcina pe care te-ai angajat să o duci până la capăt și pe care până acum am dus-o împreună. Poate că sunt încrezut, dar trebuie să recunoști că plecând eu îți va lipsi mâna dreaptă. Și asta nu-i puțin când e vorba de a pune în practică o idee pentru a cărei împlinire ți-ai cheltuit aproape 3/4 din viață. Așa e? Suntem de acord. Și? Am obosit să mă învârtesc în gol. Când vrei să pleci? Păi, cu avionul? Ne-am luat și biletul. Păi mâine e vineri. Crezi că e bine să pleci vinerea la drum? Vinerea și marțea. Ei da, dacă așa e hotărât, în orice caz, orice avion vei lua, tot acolo o să ajungi. Ce vrei să spui? Că e de datoria mea să fac în așa fel încât să găsești la aeroport prieteni care să te primească așa cum trebuie. Domnul Antonio, asta e o amenințare. Un avertisment vrei să spui? Doctore, noaptea eu trebuie să pun capul pe pernă și să dorm. Ca să fac acest lucru trebuie să am conștiința împăcată. Când iau o hotărâre definitivă cu privire la dumneata, trebuie să fiu convins mai întâi de toate că nu puteam face altfel. Iar în al doilea rând trebuie să-l avertizez pe cel interesat. Să mă explic. Am adus fructele. Imaculata, câinii au mâncat? Nu, don Antonio. Nu le-am dat încă de mâncare, fiindcă voiam să-mi spuneți dacă trebuie să pregătesc două porții sau una singură. Câinii sunt ai mei. Tu vezi de treburile tale și pregătește două porții, cum ai făcut totdeauna. Bine. Don Antonio, puiai să-mi explici ceva. În legătură cu plecarea? În legătură cu plecarea. Doctore, ești liber să trăiești anii pe care ți-a dat Dumnezeu, ori să ți-i închei peste 10 minute. Dacă pleci, ți-o spune Antonio Baracano. I-ai încheiat. Cum? După dumneata, asta e o amenințare, nu? Ai stat lângă mine atâția ani de zile. Îmi cunoști firea. Cum poți să te gândești la un astfel de lucru? Dar eu am hotărât. Acum trebuie să hotărăști dumneata. După cum vezi, nu e o amenințare, e un avertisment.
Și nu există nimic din cele ce s-au întâmplat în acești 35 de ani care te-ar putea face să-ți schimbi hotărârea? Ba da, există. Trebuie să-mi explici ce înseamnă am obosit să mă învârtesc în gol. În sfârșit, am înțeles cine sunt eu și cine ești dumneata. Eu un prost, un inconștient. Dumneata un dement. Ce sunt? Un nebun și încă unul care își face iluzii. Asta ești. Iar e un nenorocit care la 32 de ani a avut ghinionul să te întâlnească, să creadă în ceea ce îi spui, să te urmeze și să te ajute, și care se trezește acum la 67 de ani, bătrân, înșelat și îndobitocit. 35 de ani sunt o viață de om și noi am risipit ca să apărăm o adevărată rețea de derbedei care ne fac de rușine țara. Am riscat pușcăria și nu odată, de milioane de ori, pentru a înlesni traiul unei categorii de oameni josnici și demni de dispreț. În realitate, o adevărată plagă a societății. Niște victime, poate vrei să spui. Victime? Sigur că da. Oricum, e vorba de niște oameni simpli, neștiutori, ignoranți. Și societatea profită de pe urma ignoranții lor. Pe spinarea delictelor și a încălcărilor legii comise de ignoranți trăiește și se mișcă un întreg aparat venal. Ignoranța este un titlu de rentă. Ia alături de tine un ignorant și ai să trăiești bine toată viața. Numai că ignorantul a înțeles, totuși. A înțeles că cine are sfinți ajunge în rai. Așa că își spune, dacă mă duc la tribunal să aplanez această neînțelegere, deși am dreptate, dușmanul meu se poate folosi fie de sfinții pe care are probabil în cer, fie de 3-4 martori mincinoși care se plătesc după cum știi. Stau chiar la ușa tribunalului. Se închiriază. Să nu juri strâmb, a spus Iisus Hristos. Dacă a spus-o, înseamnă că se făcea. Și se mai face încă. Juri că vei spune adevărul, numai adevărul, nimic altceva decât adevărul. Și cele patru lepădături jură. Dumneata ai să zici, există un mijloc, îi acuz de mărturie mincinoasă. Dovezi nu sunt însă, iar dacă sunt, dispar, pentru că banii pun piedică la picioare, pun bețe în roate, iar ignorantul nu numai că pierde procesul, dar se mai alege și cu 4 acțiuni penale pentru calomnie. Așa că ignorantul, în loc să riște pericolul de a se duce la tribunal, se duce de-a dreptul la dușmanul lui, ca să-și facă singur dreptate cu propriile mâini. El va fi închis, e adevărat, însă dușmanul lui ajunge la cimitir. Dar eu ce sunt, doctore? Nu sunt un criminal? Pe Giachino, vechilul moșiei Marvizo, cine l-a omorât? Nu l-am omorât eu? Și știi care a fost motivul? Nu ți-am cerut niciodată să mi-l spui. Dacă am să-ți spun că dreptatea era de partea mea, trebuie să mă crezi. Aveam de 10.000 de ori dreptate. Stârvul ăla trebuia să moară. Mi-am creat alibiuri. Am adus 8 martori mincinoși. Am fost achitat pentru legitima apărare. Iar acum sunt un om fără pată și cu permis de portarmă. Și ce vrei să spui cu asta? Că la noi cine are sfinți ajunge în rai. Iar cine n-are... ajunge în iad. Nu. Vine la mine. A, și în timp ce noi doi ne zbatem să facem pace cu dreptatea în mână, ignoranții continuă să se omoare între ei ca ciori. Dar câte sălbătăcii și câte crime am înlăturat în acești 30 de ani? Sunt prea multe haimanale, o adevărată mare de oameni. Cum poți pretinde să duci la bun sfârșit o întreprindere atât de uriașă, atât de absurdă? Și apoi m-am săturat să cărpesc capete, să cos burți, să scot gloanțe din picioare, din brațe și din umeri. Am plătit scump ziua blestemată în care te-am cunoscut. Mă ții cu dumneata de 35 de ani ca pe un prizonier, ca pe un ostatec. E a treia oară când fratele meu îmi plătește biletul ca să mă ia cu el. Și a treia oară când mă faci să pierd această ocazie. În loc să pui să mă ucid acolo, ucide-mă aici. Haide, ucide-mă și nu o să mai avem ce discuta. Ce este, ce s-a întâmplat, domnule doctor? Trebuie să mă sui în pat. Peste 5 minute mă apucă febra. Domnule doctor,
Vreți un pahar de coniac? Pregătește-mi patul și o pungă cu apă caldă. Duceți-vă în camera mea. Dacă te apucă febra, trebuie să aștepți până îți trece ca să poți pleca, nu? Trebuie. E. Și dacă îți trece febra, ce faci? Pleci? Nu știu. În una alta să ne dăjduim că trece febra. Deocamdată, la revedere. Don Antonio, dacă nu vă supărați. Cine e? A venit Rafilucio Santanielo cu o fată. Rafilucio Santanielo? Băiatul brutarului. Și pe urmă? Și aici afară sunt Onait și Palumielo, care vor și ei să vorbească cu dumneavoastră. Onait și Palumielo? Sunt cei doi care s-au împușcat între ei azi dimineață. Ăia cu operația? N-am înțeles. Bravo lor. Vin la mine după ce s-au împușcat. Să intre pe rând. Poftiți. Da. Bună ziua, don Antonio. Mă cunoașteți, eu sunt Rafilucio. Tu ești Santanielo? La ordinele dumneavoastră. Dânsa e logodnica mea, Rita. Bună ziua, don Antonio. După cum se vede, dacă mai stați puțin, faceți odată și nunta și botezul. Da. Asta așa e, mai are puțin și trebuie să nască. Ei, spui că vrei să-mi vorbești. Știți, povestea mea e puțin cam încurcată și... Am înțeles, e o poveste lungă. E atunci du-te cu logodnica ta pe afară, plimbați-vă prin livadă și luați puțin aer. Eu îi sprăvesc repede cu celelalte treburi și apoi vă chem. Cum vreți dumneavoastră, don Antonio. Hai, Rita. Imacolata, trimite-i pe ceilalți doi. Voi sunteți Onait și Palumiedo? Da, la ordinele noastre. La ordinele noastre. Tu ai fost împușcat în picior? Da, domnule. Da. Palumiedo, la ordinele noastre. Da. Și tu, Onait, zici că te cheamă? Da. Cu ce te ocupi? Eu? Eu stau toată ziua în port. Când vin la americanii, mă dau pe lângă ei și, cum îmi găsesc omul, îl duc la Colorado. Colorado, la calul de noapte de pe Via Marina. Acum să vedeți. Eu sunt cu sănătatea cam șubretă. Viață de noapte, umezeală. Am zăcut 25 de zile în pat cu bronșită și pneumonie. Și scârba asta de Palumiello s-a băgat pe fir și a început să facă el treaba pe care o făceam eu. Don Antonio, pâine, este pâine, nu? Dar nu m-am dus eu, m-am poftit ei. Din ce erai onești, Palumiello? Monte Calvario. Și tu? Sanita. Ai revolverul la tine, Onait? Da, don Antonio. Pune-l pe masă. Vinovați sunteți amândoi. Tu, Palumiello, ești vinovat față de Onait. Colorado e în zona lui. Să nu te mai apropii de sectorul lui. Pâinea e pâine. Este? Da, domnule. O să pun să te supravegheze. Nu e nevoie. Dar e vinovat și Onait față de mine. Don Antonio... Palumiello a greșit, dar greșeala lui nu se pedepsește cu un foc de revolver. De ce n-ai venit la mine înainte de a trage? Și de ce după ce ai tras, nu l-ai dus la salvare? Ți-a fost frică? Nu, don Antonio. Dacă vrea satisfacție, eu... Ce? Să tragă și el în tine, nu? Așa nu o să se mai sprăvească niciodată. De ce nu vreți să pricepeți că viața trebuie respectată? Eu trag în tine, tu tragi în mine. Pe urmă ești la bătaie frații, cumnații, unchii, tații, un adevărat măcel. Război în toată regula. Dacă te mai prim vreodată, te bag la pușcărie. Așa. Și acum... Cearta dintre voi s-a terminat. Dați-vă mâna. Ascultă tu. Da, cu mine vorbiți? Cu tine, Onait. Ține! 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 Și altă dată, înainte de a trage, vino să-mi cer voie. Auzi?
Ia-ți revolverul și cară-te. Mulțumesc. Să mergem înainte. Mulțumesc. La ordine dumneavoastră. La ordine dumneavoastră. Trimiteți-l pe Santanielo. Sunt aici, don Antonio. Hai, intră. Stai da. Jos, stai jos și spune-mi povestea ta încurcată. Vă amintiți de mine, cred. Da. Tatăl dumitale ține brutăria din strada Giacinto Albino. Da, acum are două. A crescut în rang. Brutăria din Giacinto Albino a rămas cum era, dar aceea pe care a deschis-o acum 2 ani pe strada Roma e un local modern, cu 2 intrări, face afaceri de aur, are cea mai bună clientelă din Napoli. Și femeia aceea frumoasă, brunetă, care stătea la tejdea și avea la gât un lanț gros de aur, cine era? Mama. M-a lăsat când aveam 6 ani. Știți, în timpul războiului, bombardamentele acelea groaznice. Ea suferea de inimă și nu putea să stea în adăpost. Noi locuiam la etajul 1 și blocul de lângă noi a fost lovit de 3 bombe. Când se spune că e un destin, o schijă a intrat pe fereastră și a lovit-o pe mama aici la gât. În 3 minute dus a fost. Hai să ne întoarcem la treburile noastre. Don Antonio, știți, vreau să vorbesc cu dumneavoastră așa, între 4 ochi, sunt lucruri cam gingașe. Doamna, a venit Don Armida. Armida, ce naiba făcuș? Ce paridă sunteți, totu, ai văzut ce-am pățit. La cui a fost isprava? Malavita? Da. Bun. Armida, frumoasa lui Antonio. Vreau mai întâi să știu un lucru. Și apoi revolverul care o va împușca pe Malavita va fi unul singur, al meu. Când Malavita te-a mușcat, a venit la tine în cameră? Nu. La ce oră s-a întâmplat? La 1 noaptea, când luam ouăle din coteț. Știi bine că Malavita stă afară în curte ca să ne păzească casa, pe noi și găinile. Tu ai provocat-o pe Malavita. Câinile avea dreptate. Hă? Ei, cum te simți acum? Mai bine. Aș vrea să mă întind. Vă ajut eu, doamnă. Să vă duc o ceașcă cu supă. Mi-au spus că trebuie să fac injecții antirabice. Nu cred că e cazul, nu. Am să le arăt declarația veterinarului cum că animalele sunt sănătoase. Ei, hai, acum duceți-vă. Vin și eu imediat. Don Antonio... Îmi pare rău, Santanielo, dar după cum vezi, asta nu se poate... Ne vedem mâine. Don Antonio, e un lucru urgent și serios. 24 de ore nu sunt o veșnicie, așa că... Don Antonio, mâine dimineață trebuie să-l omor pe tata. Ce ai spus? Mâine dimineață trebuie să-l omor pe tata. Am impresia că nu glumești. Deloc. Într-adevăr. Avem mult de vorbit. Poți să te întorci peste 2 ceasuri? Da. O să vă așteptăm în grădină, don Antonio. Cât e ceasul, doctore? 9:15, don Armida. Ce-o fi făcând, Antonio? Când se întoarce, oare? E nevoie de timp ca să te duci și să te întorci de la Institutul Antirabic. Nu-i așa, Imaculata? Da, e departe. N-a trecut nici un ceas de când au venit să ia câinele. Și de ce nu te-ai dus și dumneata cu el, doctore? Eu am avut un atac foarte puternic de febră, don Armida. Rățăneau dinții în gură. Nu-i așa, Imaculata? A trebuit să-i duc repede sticle cu apă fiartă. Abia de 1/4 de oră mi-am revenit și m-am sculat în pat. De fiecare dată când trebuie să pleci, dumneata te îmbolnăvești. Și data trecută te-au apucat frigurile. E departe Institutul Antirabic? De ce vă e frică? E prima dată când câinii lui don Antonio ajung în carantină. Dumneata nu știi cum e Antonio, doctore. E bun. Are o inimă cât casa. Dar legea o vede în felul lui. Dacă la institut îi fac ceva câinelui, își pierde capul, nu-și mai dă seama unde se află și nu vrea să știe că e vorba de autoritate. Iar dacă își dă seama, se înfurie și mai tare și până la urmă iese rău. Atunci îmi îngădui să vă spun că nu-l cunoașteți bine pe Antonio Baracan. Cum? L-ați fi cunoscând dumneavoastră pe soțul dumneavoastră. Dar pe Antonio Baracan nu-l cunosc mai bine eu. L-ați văzut vreodată la tribunal
când se înclină și spune: prea onorate, domnule președinte. Dar ăla-i magistrat? Nu. O face și cu șierul. O face cu orice persoană care ocupă o funcție la stat, fie ea însemnată sau modestă. El înțelege, de pildă, că ușierul nu este un om cu care se poate trata liber, de la egal la egal, ci un om care are datoriile și partea lui de răspundere. Nu. S-ar putea întâmpla chiar să se întoarcă înapoi cu câine. Asta nu se poate. Data trecută l-au ținut 2 săptămâni sub observație. Ia vezi, cine e acolo? Parcă a venit cineva. Iertați-mă. Cine? Un tânăr care a venit și acum în ceas, fratele Lucio Santaniro. A vorbit cu don Antonio. Îl aștept pe don Antonio, mi-a spus să vin peste 2 ore. S-a întâmplat ceva? Știți, fata aceea care era cu mine. Ce cu ea? Am plecat amândoi și ne-am plimbat prin livadă. Nici n-aveam unde să ne ducem. N-au trecut încă 2 ore, mai sunt 20 de minute și poate din cauza soarelui. Rita e gingașă, s-a simțit rău și m-am speriat. Iată, fac, și unde? În livadă, aici la dreapta. Domnule doctor, poate... Aduceți-o aici. Și mie mi-a fost rău. Și soarele nu-i face bine. Haide, tine, merg să te ajut. Mulțumesc. Și fata? Nu o cunosc. Don Armida, cum te simți? Mulțumesc. Mai bine, doctore. Mi-a părut foarte rău că n-am fost aici azi noapte. O să luăm mai târziu de la farmacie niște picături calmante pentru cazul când te-ar durea la noapte. Mulțumesc, doctore. Așa, fiți. Gata, m-a ajuns. Încet, pe trepte, încet. Sprijină-te de mine. Mulțumesc. Parcă mi-e mai bine. Am avut o amețeală. Eu nimica toată. Așa, fetițo, așează-te aici, așa. Cred că din cauza soarelui. Odihnește-te puțin aici la răcoare și ai să-ți vii numai decât în fire. N-ar fi mai bine să o examineze doctorul? Am impresia că e însărcinată. Da, în luna 7-a. E nevasta dumitale? E femeia mea. Domnule doctor, vedeți ce-i cu ea. Ce să o mai examinez? Sarcina n-are nicio vină. E nemâncat. Asta are. Vedeți ce palidă e? Și ochii încercănați. Ia uitați-o aici. Iată, fata are frisoane. Dă mână, doamnă Rica. Poftim. Cred și eu. Pulsul abia se simte. La ce oră ai mâncat? De ce nu răspunzi? Da. Am impresia că de luni de zile nu s-a alimentat cum trebuie. Da, asta cam așa e. Și tu care adineauri te lăudai, e femeia mea. Vii să-mi spui acum că stă nemâncată. Vedeți, eu lucrez ca hamal în port, domnule doctor. Și asta atunci când găsesc de lucru, când îmi vine rândul. Fiindcă, vedeți, suntem mulți. Și uneori mi se trântește ușa în nas. Sunt gata să fac și pe salahorul, să car bagaje, să muncesc cu ziua, să fiu paznic, om la WC, fac orice. Oricât câștig, îi dau ei mână. Chiar și o bucată de pâine împărțim pe din două. Când o avem. Când nu, ia nimic, iau nimic. Și muriți de foame amândoi? Nu, toți trei. Copilul pe care îl poartă Rita în pântece e fiul meu. Paternitatea asta pe care ți-o afirm cu atâta orgoliu e frumoasă, îți face cinste. Dar dacă fata nu mănâncă, o să cadă în nesimțire. Imaculata, adu ceva de mâncat. Imediat. Nu trebuia. Trebuie neapărat să mănânci ceva. Altfel. Ți-am adus o cană cu supă fierbinte, puțină brânză, lapte și fructe. Nu trebuia. Domnișoară, mănâncă. Mai întâi puțină supă caldă. De ce nu vrei să mănânci? Lăsați-o. Iată, fată, stă ca și cum i-ar fi rușine. Mai bine să o lăsăm singură, don Armida. Bine, bine. Parcă văd că mă așteaptă o noapte albă. A început să mă doară umărul. Hai să-i lăsăm, doctore. Vino cu mine, Imaculata. Da. Încet, domnișoară, încet. Încet, nu te aleargă nimeni din urmă. Don Antonio, știți, noi vă așteptam și... Doamna a vrut să-mi dea ceva de mâncare. Eu n-am cerut nimic. Foarte bine, foarte bine. Mănâncă mai departe și poftă bună. Așa, bravo. Supa se mănâncă fierbinte. Dăm scaunul, Rafilucio. Da. Așa. Vino mai aproape să vorbim.
Ia spune-mi, domnișoară, nu știi nimic de hotărârea pe care a luat-o Rafiluccio? Don Antonio... Tu să taci, Rafiluccio. Ba da, e încăpățânat. Când spune negru, e negru. S-au împlinit 3 luni de când i-a venit ideea asta fixă. Dar după tine ar avea dreptate să facă ce a hotărât? Când stăm împreună și vorbim, mi se pare că are dreptate. Când rămân singură și mă gândesc la ce mi-a spus, mi se pare că nu mai are dreptate. Și n-ai reușit să-l faci să se răzgândească? Ce să fac? Ce pot să fac? La Rafiluccio nu mai este o idee. A ajuns o boală. Se gândește mereu la același lucru. Noaptea nu doarme. Salvați-l, Don Antonio. Numai dumneavoastră puteți face minunea asta. Rita, am venit aici ca să vorbesc eu cu Don Antonio, nu tu. Iertați-o, Don Antonio, dar fata n-a înțeles ce persoană importantă se află în fața ei. Ți-am mai spus că atunci când sunt eu de față, trebuie să-ți ții gura închisă. De fapt, eu am întrebat-o. Trebuia să răspundă, nu știu nimic, e treaba lui Rafiluccio, vorbiți cu el. A, și nu mai plânge, gata. Nu-ți face rău. Vedeți, asta face, plânge toată ziua. E bine, 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 bine. Spune-mi tot. Rita, plimbă-te puțin pe afară până vorbesc cu Don Antonio. Lasă-mă să stau aici. Lasă-mă să aud ce spune Don Antonio. Nu, hai, hai, ieși, du-te și ia puțin aer. Don Antonio, vă implor, spuneți-i să mă lase aici. Don Antonio, cum a fost? Ah, doctore, ți-ai revenit? Da. M-au asigurat că animalul e sănătos și peste 7 zile mi-l dau înapoi. Totul e în regulă. Ai mâncat ceva, fetiță? Da, mulțumesc. Imaculata, Imaculata! M-ați strigat? Du-te cu dânsa în bucătărie și mai dă-i ceva să mănânce. Doctore, lasă-ne singur. Hai de dragă. Ah, nu, 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 nu. Carnea asta las-o pentru Rafiluccio. Am păstrat-o pentru el. Mănâncă, Rafiluccio, e carne fiartă. Mulțumesc, nu mi-e foame. Mănâncă măcar pentru plăcerea ei. Rafilu, eu mă duc așa cum vrei tu. Vorbește cu Don Antonio, care îți va da sigur un sfat bun. Și nu uita că sunt femeia ta. Încă bucata aia de carne. Azi dimineață n-ai mâncat nimic. Trebuie să fie o fată bună. Da, e o sfântă. Stai jos, Santanielu. Mulțumesc. Așadar, Don Antonio, uitați, Don Antonio. Santanielu, acum 2 ceasuri mi-ai spus rece și cu o siguranță matematică. Trebuie să-l omor pe tatăl meu. De asta dată te văd încurcat și reținut. Nu, Don Antonio, dacă mă vedeți încurcat e pentru că auzisem vorbindu-se despre dumneavoastră, dar nu avusesem onoarea să vă cunosc. Când se pomenește de Antonio Baracca, nogurile rămân mute și pălăriile sunt ridicate. Respectul pe care îl simt față de dumneavoastră nu-mi îngăduie să vă vorbesc deschis. Mă intimidați. Dar bărbatul trebuie să fie bărbat și ceea ce v-am spus acum 2 ore o susțin și acum. Și am să susțin până mâine dimineață. Cu asta vrei să spui că mâine dimineață l-ai și lichidat pe taică-tău? Da, de nevoie. Și de ce? Unde stă scris? Să presupunem chiar că stă scris undeva. Tu ai găsit scris și ai hotărât. Atunci de ce ai venit la mine? Ca să-mi spui așa cu titlu informativ? Și ce-mi pasă mie? Ce, eu sunt duhovnic? Dacă vii și îmi spui, Don Antonio, mă aflu în cutare și cutare situație, dă-mi un sfat, eu intervin și te ajut. Dar dacă vii și îmi spui că ești neclintit în hotărârea ta pentru că bărbatul trebuie să fie bărbat, eu îți răspund că bărbatul este bărbat numai atunci când nu e încăpățânat. Don Antonio... Sunteți tată și fiu. Pricepi sau nu? Dar de ce nu înțelege el primul că suntem tată și fiu? Don Antonio, Arturo Santaniello nu e tată, e un nemernic. Dacă ai venit la mine să-mi cer sfatul, eu hotărăsc dacă tatăl tău e un nemernic sau nu. S-ar putea întâmpla ca nemernicul să fii tu. Don Antonio... Să mergem mai departe. De cât timp nu te-ai mai văzut cu taică tu? De 13 luni. Și cum v-ați despărțit ultima oară? Mi-a spus așa, nu te mai recunosc drept fiu, găsește-ți de lucru în altă brutărie. Din seara asta să nu mai pui piciorul în casa mea. Ai revolver? Da. Pune-l pe masă. S-a făcut. E tot ce ai? Tot. Don Antonio, vreau să vă spun ceva la ureche. Ei. Da. 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 Așteaptă-mă puțin, Santanielu. Da, Don Antonio. Aha. Imaculata. Da. Ține-i de urât. Sau mai bine, duceți-vă în bucătărie și dă-i și lui să mănânce. Da, mă chemați după aceea, Don Antonio. Da, te chem eu. Hai să mergem.
Pe fata dumitale am culcat-o puțin într-un șezlong în spatele casei. Da. Poftim. Poftim, domnule Arturo Santaniello. Poftim. Luați loc. Mulțumesc. Eu te cunoșteam după nume și ca persoană fizică, dar nu avusesem niciodată onoarea să-ți vorbesc personal. Don Arturo, poftim. Te-am deranjat ca să-ți cer o favoare personală și totodată să te rog să contribui la lichidarea unei neînțelegeri. Da. Care nu-i face nimănui plăcere. Cu atât mai puțin dumitale, om stimat și cinstit cum te știe toată lumea. Spune, don Antonio, orice îmi ceri sunt la dispoziția dumitale. Ești foarte amabil. Uite despre ce e vorba. Știu că nu faci casă bună cu fiul dumitale. Am eu un fiu? Don Arturo, cu mine teatrul din ăsta nu merge. Ești bărbat și trebuie să-mi răspunzi ca unui bărbat. Dumneata, ai un fiu care se numește Rafiluccio. Am avut un fiu care se numea Rafiluccio. Dacă nu-mi spuneai dumneata numele, nici nu mi-l mai aduceam aminte măcar. E atât de gravă ruptura? Don Antonio, eu am început meseria de brutar la 12 ani. Cu muncă, cu sacrificii și cu priceperea mea, am astăzi două brutării care merg bine. La vârsta mea lucrez încă, mă scol la 5 dimineața. În schimb, el este un puturos, un vagabond, un nerușinat, fără pic de milă față de mine. Cum adică? Eu îi spun, astă seară stai acasă să ții și mie de urât. Stăm la televizor, facem o partidă de cărți. El nimic, 1000 de scuze. Am o întâlnire, dacă îmi spuneai de dimineață, și preferă să hoinărească cu prietenii. E tânăr, preferă tovărășia oamenilor tineri ca și el. Am un tablou în mărime naturală a răposatei nevestimii, pe care îl țin în prăvălie. În fiecare vineri așez sub el flori, lumânări, aprind candela. Este o datorie sfântă a mea. Rafiluccio, mâine am nevoie de lumânări. Nimic, parcă aș vorbi cu pereții. Dacă nu cumpăr eu lumânările, vai de capul răposatei. Nu-i pasă de nimic, e leneș. Eu sunt un muncitor, iar el un parazit. Nu ne putem împăca amândoi. Și apoi ți-am mai spus, n-are pic de dragoste față de mine. Dar dacă dumneata l-ai ajuta... A, da, adică să-i deschid punga. E, nu e un străin, e copilul dumitale. Eu te înțeleg. Dumneata spui numai... Dacă îi deschid punga, îmi arată dragostea. Exact. E bine, dar dumneata nu știai asta? Copiii, dragă don Arturo, întâi îi faci și apoi îi cumperi. E, eu nu vreau să cheltuiesc. Dar ai două prăvălii. Dacă vorbești de prăvălia din strada Roma, de aia nici nu poate fi vorba măcar. E un local modern în care nu am niciun bărbat. La tejdea servesc fete îmbrăcate în albastru și cu bolete pe cap. E un magazin celebru în Napoli. Am și o străină, una din Elveția, care are grijă de toate și mi-aduce mie socotelele. În cea din Giacinto Albino stau eu. Și unde stau eu, e mai bine să nu stea el. Și apoi... treburile casei mele, cu tot respectul pe care l-am pentru don Antonio Baracano, trebuie să rămână în casa mea. Nu am deloc intenția să le afișez pe stradă. Un lucru vreau să spun. Aici nu e vorba de doi străini, e vorba de tată și fiu. Iar dacă fiul meu a venit la dumneata să-ți ceară protecția, trebuie să te gândești că această protecție n-a cerut-o împotriva unui străin, ci împotriva tatălui său. Ce părere ai, don Antonio? O clipă. Fiul dumitale n-a venit pentru asta. Motivul care l-a împins pe fiul dumitale să vină la mine este altul și deocamdată nu ți-l pot spune. Te cred, pentru că ești cine ești. Dar te rog să nu te mai ocupi de această poveste, fiindcă nu este un lucru public, ci o treabă a mea personală. Nu te supăra, don Antonio? Cât uși de puțin. În casa lui fiecare este stăpân. Dar de la banii mei
Rafiluciu să-și ia gândul. Foarte adevărat. Dumneata ești stăpânul. Acum însă fii bun și așteaptă-mă o clipă. Da, da. Santaniello. Cum? Vino încoace. Ce? Rafiluciu, te-ai pus sub protecție? N-a venit pentru asta. N-am venit pentru cu totul altceva. Atunci ce amestecam eu? Ai. Dumneata ești și parte în cauză și terț. Don Antonio, nu te înțeleg. Înțeleg numai că haimanaua asta nu trebuie să-și permită să te deranjeze și pe dumneata și pe mine. Punțile dintre mine și el s-au rupt. A plecat din casa mea, a plecat din prăvălie, e major. Viața lui nu mă privește. Și adu-ți aminte că stricata aia nu o să intre în casa mea. Dar cine o să intre? La revedere, don Antonio. O să intre târfaia scârboasă care ți-a făcut să dai mintea copiilor și acum îți mănâncă banii. O să intre tipesa aia din Elveția, vaca elvețiană. Don Antonio. Și eu nu găsesc de lucru. Auzi? Pentru oriunde mă duc mi se spune, da, tatăl dumitale, de ce te-a dat afară? Și mi se închide ușa în nas. Și el mă vorbește de rău ca să-i se dea ei dreptate că m-a dat afară din casă. Pentru târfa lui cheltuiește fără nicio măsură. Pentru târfa lui are oricât. În casa mea intră cine vreau eu. Și banii sunt ai mei. Ai înțeles? Destul. Și să nu te mai văd în ochii mei. Via Giacinto Albino nu mai există pentru tine. Nu vreau să te mai văd. Și eu nu vreau să te mai aud. Rafiluciu! Rafiluciu, pentru Dumnezeu, liniștește-te! Uite și pe logodnica ta cu burta la gură! Bestie! Norocitule! Îl auzi? Și asta lui taicu-su! Eu plec, don Antonio. Îmi pare rău că n-am putut să mă țin de vorbă. Pentru orice alt lucru, rămân la dispoziția dumitale. Te stimez și te respect așa cum meriți. Dar în privința familiei mele, trebuie să-ți spun... Vezi-ți de treburile dumitale. Ai vorbit tot timpul greșit. Asta e părerea dumitale. Taci din gură! Când vorbesc eu, te rog să taci din gură. De altfel, chiar dacă ai fi vorbit cum trebuie, ar fi fost același lucru. Da, pentru că mi-ești antipatic. Ascultă, brutarule, vezi de treburile dumitale nu mi-a spus încă nimeni până acum. Pentru că probabil niciodată până acum n-ai intrat în miezul unei probleme care privește viața personală a altei familii. Pentru că ți-am acordat încredere, ți-am întins un deget și mi-ai luat toată mâna. Încrederea pe care ți-am acordat-o te-a făcut să uiți numele meu. E mai bine să ți-l aduc aminte. Mă numesc Antonio Baracano. Și de ce mi-o spui mie? Eu sunt un om cinstit, un muncitor. Respect legea și mă numesc Arturo Santaniello. Ești un om scârbos. Prețuirea îmi vine de la un om ca dumneata și o primesc cu plăcere. Da, o scârbă. Iau notă și voi căuta să mă îndrept. Da, un gunoi. Îți sărut mâinile și îți cer iertare dacă prezența mea în casa dumitale a putut să-i strice măcar o clipă curățenia. Plec mulțumindu-ți pentru ospitalitate și pentru lecția pe care mi-ai dat-o. Procesele se pot aranja până la un anumit punct. De probe se face rost, nu întotdeauna. Martorii se cumpără, dar există și martori care nu se lasă cumpărați. Puțină răbdare din partea mea și puțină băgare de seamă din partea dumitale. Vă spun bună ziua. E un vierme, un stârv. Nu e om, e stârb. Dumnezeule, mi-e teamă să-l mai văd. E tatăl tău. Și în asta constă forța lui. El a înțeles lucrul ăsta și tu nu. Ocna te mănâncă. Ai priceput? Nu e nimic, Rafiluce, nu e nimic. Să ne gândim la noi. De ce să ne distrugem viața? Salvați-mă, don Antonio. E tatăl tău. Dar și ce-mi pasă mie? Dacă nu-ți pasă, ești tot un vierme ca și el. Să ne lămurim, Santaniello. Dacă Antonio Baracano te ajută, în 24 de ore Arturo Santaniello ajunge pe lumea cealaltă. Să mă explic. Tu treci pe Via Giacinto Albino, prăvălia, să zicem că ar fi aici în dreapta. Te apropii și te oprești în fața ei. Când ești sigur că nu te vede nimeni, tragi 5 gloanțe, 4 la destinație și l-ai curățat.
iar unul trebuie să lovească în plin omul de peste drum. Revolverul era al tatălui tău. Cum te-a văzut, a tras în tine. Tu l-ai dezarmat și ai făcut restul. Concediere abuzivă, refuz de alimente, conviețuire cu o prostituată, legitimă apărare cu probe și martori. Și te fac să scapi cu puțin sau să te achite cu forme în regulă. Atunci... Atunci ce? Ce am făcut până acum? Am vorbit păsărește? Dar e tatăl tău. Tu nu poți să o faci și eu nu pot să te ajut. Gândește-te bine, Rafiluciu. Și adu-ți aminte ce ți-am spus acum o jumătate de ceas. Bărbatul e bărbat numai când înțelege că trebuie să dea înapoi și o face. Dar eu nu pot să dau înapoi. Don Antonio, nu e vina mea, credeți-mă. Când mă gândesc la omul acela, nu pot să-i spun nici măcar tată. Uitați-vă, uitați-vă la mâinile mele, tremur tot. E o idee fixă și noaptea nu pot să dorm. Nu mănânc, nu dorm, nu vorbesc, mă gândesc mereu la același lucru. Pleacă gândul, ai înțeles? Pleacă! Dar el nu pleacă, don Antonio. Îmi vorbește un prieten și eu l-aud pe tata. Închid ochii și îl văd. Îi deschid și iar îl văd. Noaptea stă lângă patul meu. Don Antonio, uitați-vă în ce hal am ajuns. În două luni am slăbit 11 kilograme. Nu pot să mai trăiesc. Nu pot să trăiesc o temperatură de 38 și 39 de grade care mănâncă viața. Și nu vreau să mor. Sunt tânăr, nu vreau să mor. Sau el, sau eu. Amândoi nu putem trăi. Imacolata. Pălăria și bastonul. Imediat. Când vrei să ai o marfă, îi faci proprietarului oferta și aștepți răspunsul lui. În acest caz, posesorul mărfii e Arturo Santaniello. De răspunsul lui depinde oferta ta. Oferta poate să determine hotărârea lui și apoi hotărăști tu. Hotărăsc eu. Doctore! Doctore! Da, domnul Antonio. Vino cu mine. Așa. Culcă-te pe canapeaua asta, domn Antonio. Îți mulțumesc, doctore. Doamne, doamne, doamne. Cine și-ar fi închis? Aici, în locuința asta a dumitale de iarnă, toate mobilele strânse, grămadă, nu ai loc pe unde să te miști. Așa face întotdeauna don Armida, în timpul verii, când ne mutăm la Terzino. Acoperă mobila și tablourile cu pânză să nu se prăfuiască. Cum te mai simți, don Antonio? Nu simt nimic, doctore. Nu se poate. Ai o sănătate excepțională, e adevărat, dar ești făcut din carne și oase ca toți ceilalți. Lama a pătruns în abdomen circa 6 centimetri. Aici, în casă, nu avem nimic la îndemână. Fără instrumente, fără tincturi de iod, ce puteam să fac? Un bandaj strâns atâta tot. Omul lui Dumnezeu, după ce s-a întâmplat nenorocirea, dacă îmi spuneai adevărul, în loc să-mi spui că ți s-a făcut dintr-o dată rău și că vrei să vii aici să te odihnești, cu aceeași mașină ne repezeam la spital. E. Și atunci trebuia să fac denunțul. Trebuia să dau cărțile pe față, să acuz și să spun nume de persoane ca să pun în mișcare un întreg proces personal. De ce? Pentru că de data asta păgubașul sunt eu. Câte lucruri legiuite și nelegiuite am lămurit eu și le-am aplanat fără să mă folosesc de autorități. Iar acum, fiindcă e vorba de mine, doamnă învățătoare, puneți-l pe ăla la colț. Dar nu ți-a dat timp nici să vorbești? Cum am intrat în prăvălie, cine știe, o fi crezut poate că veneam cu intenții rele. I-am spus, don Arturo, voiam să te rog ceva. Intră, mi-a răspuns el. Nu era nimeni în prăvălie. Eu m-am apropiat de el și el de mine.
cum s-au întâmplat lucrurile? Cuțitul sau că l-avea în mână sau că l-a luat de pe tejdea, nu știu. Mi-aduc aminte că în clipa când mi-a dat lovitura aici, în partea stângă a abdomenului, a intrat pe ușă un cumpărător. Și știi cine era? Ocuoțo, tâmplarul care a venit acum câteva zile pentru o poliță ca să-l salvez. La care striga, Don Antonio e părintele orașului nostru. Da. Don Antonio e părintele nostru, te iubim, da, Don Antonio. Da. L-am auzit din camera, da. Sant'Aniello s-a dus într-o daie din spatele prăvăliei și Ocuoțo a șters-o. N-avem nicio armă la dumneata? Ba da, revolverul. Dar m-am gândit la familia mea, la copiii mei care nu știu nimic. Dacă trag, lanțul crimelor nu se mai sfârșește. Mi-am pus mâna pe rană și am venit la mașină unde mă așteptai dumneata. Știi care e acum primejdia? Ocuoțo. Dacă Ocuoțo vorbește, băieții mei ajung la pușcărie. Am făcut tot ce mi-ai spus. Când am plecat să poftesc prietenii și să dau dispoziții pentru Sant'Aniello, m-am repezit și până la prăvăria lui Ocuoțo. Mi-a făgăduit că vine. Dumneata, pleci poimâne. Da, 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 poți să pleci. La masa de astă seară îți facem urări de drum bun și de viață plăcută. Dar eu chiar că nu simt nimic. Doar fruntea mi-e puțin transpirată. Să continuăm. Avem nevoie de mult calm. Ai terminat de bătut la mașină scrisoarea? Mai am câteva cuvinte. Gata. Nu mai sui scărești. Citește întâi ce am scris, doctore. Să vedem dacă mai trebuie ceva. Am scris tot ce mi-ai spus. N-avem timp de pierdut. În orice caz. Ascultă dacă e bine. Ăsta-i Luigi. Totul e gata. Of, pui cum ați spus. Salate, brânze și desert, un tort special. Du-le la bucătărie, Luigi. Pui, pune pe platourile cele mari. Domnule doctor, cofetarul nu voia să creadă că tortul e pentru Don Antonio. Spui tu că Don Antonio e aici, zicea. E la Terzinio cu familia. Și mi-a trebuit mult ca să-l fac să creadă că s-a întors cu adevărat. Nu voia să creadă? Suntem la începutul lui septembrie și Don Antonio nu se întoarce niciodată decât la jumătatea lui octombrie. Dar noi rămânem aici numai în astă seară. Când ne întoarcem la Terzinio. Mergeți sănătos, Don Antonio. Eu de-abia aștept să vă reîntoarceți. Aici numai când sunteți dumneavoastră mai vede omul câte o liră. Du-te acum, Luigi, și pregătește masa în sufragerie, așa cum ți-a spus doctorul Fabio. Da, Don Antonio. Doctore, dăm puțină apă. Vezi, începe să te cuprindă setea. Poftim. Ai peritoneul spart și splina găurită. Vrei să-mi citești scrisoarea? Dragă Bastiano, cel care îți va aduce aceste rânduri e doctorul Fabio de la regiune, care a stat mulți ani alături de mine, m-a îngrijit, a făcut cauză comună cu mine, cu spirit de sacrificiu și credință. Acum se duce la fratele lui, fiind obosit, destul de în vârstă și caută puțină liniște și odihnă. Prezintă-l prietenilor și fă să fie respectat și poartă-te cu el așa cum te-ai purtat cu mine. Dacă vrei să afli vești despre sănătatea mea, întreabă-l pe el.
nu stau prea bine cu inima și cred că am să mă duc repede pe lumea cealaltă. Ai grijă de sănătatea dumitale și salutări din partea mea pe toți prietenii mei. Al tău cu multă dragoste. E bine așa? Dă-mi tocul. Așa. Antonio Baracanu. Am semnat. Certificatul medical îl faci acum? Nu. Nu-i nevoie. Să-l pregătim. Îl fac eu când va fi momentul. Ce spunem? Ce vrei dumneata? Atac de inimă. Bine. E cineva la ușă. Trebuie să fie o coță. Să sperăm. A, nu. Era Filiucio. Intrați. Bună seara, don Antonio. Bună seara. Rafi, Lucio și Rita, ce-i cu voi? Don Antonio, trebuia să vă văd. Nu știam unde să vă găsesc. Din fericire l-am întâlnit pe Ocoțo și el mi-a spus că sunteți aici, că v-ați oprit aici. Și într-adevăr așa, pentru că l-ați poftit astă seară la masă. Așa că am venit. Îmi pare bine. Mai ales că discuția cu tatăl tău a avut un rezultat pozitiv. Da? Ce-a spus? Ce putea să spună? A trebuit să se plece. A zis: bine, spuneți-mi suma pe care trebuie să o dau fiului meu. Eu am aruncat o cifră, 2 milioane. La început nu i-a convenit. Voia să facă economie. Dar până la urmă a trebuit să cedeze. Ce spuneți, don Antonio? În momentul acela nu avea bani lichizi. I-am spus: bine, don Arturo, dau eu și dumneata mi restitui când poți. Între oamenii de cuvânt e de ajuns o strângere de mână. Banii ți-i dau eu și tatăl tău mi va înapoia mie. Doctore, vrei să iei portofelul din buzunarul hainii mele? Da, numai decât. Așa. O să găsești în el carnetul de cecuri. Da, poftim. Complectează dumneata și dăm să li scălesc. Ia-l, Rafi Lucio, și să fii sănătos. Don Antonio, dar nu știu cum să vă mulțumesc. Rita, sărută-i mâinile lui don Antonio. Amândouă. Vă mulțumesc, copii. Gândiți-vă la voi și faceți mulți băieți. Și acum ar fi bine să plecați, pentru că aștept lume. Să mergem, Rita, don Antonio are treabă. Bună seara, domnule doctor. Bună seara. Încă o dată vă mulțumim, don Antonio. Vă mulțumim, don Antonio. Fabio. Da. Unde e scrisoarea? Aceea lui don Bastiano. Prima pe care te-am pus să o scrii. Uite-o. Ține-o la dumneata și când e momentul ți-o cer. Și mi-o dai. Mai vine cineva, mi se pare. Ocoță, poftim. Bună seara. Antonio spunea că n-ai să vii, dar eu eram sigur de contrariu. Puteam să nu vin când mă cheamă don Antonio. Cu atât mai mult cu cât situația e gravă. E poate ultima dată când îl vezi pe Antonio Baracca. Ce spuneți? Domnule doctor. Nu nimic de făcut. Dumnezeule, o să plângem un mare prieten. Așa că e vorba de un lucru delicat. Ceea ce s-a întâmplat acum 9. Tu ești singurul martor. În prăvălie nu era nimeni. Nu-i așa, don Antonio? Ai intrat tocmai la momentul potrivit. De asta e îngrijorat, don Antonio. Știe foarte bine cine ești și cât devotament ai pentru el. Da,
Despre ce vorbiți? Despre lucrurile care s-au petrecut în brutăria de pe Giacinto Albino. Care lucruri? Așteaptă, doctore. Cum care lucruri? N-a intrat tu în brutăria de pe Giacinto Albino acum un ceas, în timp ce vorbeam cu Santaniello? Nu, vă înșelați. Acum un ceas eram acasă. Am înțeles. Nu erai tu. Nu știi nimic și n-ai văzut nimic. De fapt, asta voiam. Pentru asta te chemasem. Când ai intrat, m-ai privit în ochi și ai înțeles. Doctorul ți-a explicat situația. Fii liniștit. Brutarul te-a amenințat. Ai și tu dreptate. Ai văzut? E cum spun eu. Ne învârtim în gol. Nu. Dreptatea e a mea. Un Don Antonio azi, unul mâine, un altul poi mâine. S-ar putea ca fiii fiilor mei și ai acestei scârbe de ocuoțo să găsească o lume care continuă să se învârtească, dar care să fie nițel mai puțin rotundă și egală. Ești de acord? Nu. E o bucată de vreme de când dumneata și cu mine nu mai suntem de acord. Vreau să-mi schimb hainele. Îmi dai o mână de ajutor? Firește. Trebuie să ne grăbim. Ascultă, o coțo, îmi sosesc niște prieteni. Îl sărbătorim pe doctorul Fabio care pleacă. Asta e scuza. Dar față de tine se poate spune adevărul. Oricum, tu nu vorbești, dar mâine poți depune mărturie și poți spune de ce m-am simțit rău. Ce-a fost? Ce i s-a întâmplat lui Don Antonio? Nimic. Era bătrân, 75 de ani. Atac de inimă. Rămâi deci și tu. Ești aici și poți depune și tu mărturie. Dar mincinoasă. Doctore, vezi tu mai întâi cine e. Oamenii l-au adus pe Arturo. O cuoțo și cu mine trecem dincolo. Și pe urmă te duci tu să deschizi. Hai. Poftim! Poftim, Don Arturo! Deci, ești așteptat. Voi băieți, puteți pleca. La nivel de telefonez. Da. N-aveți de gând să-mi spuneți odată despre ce e vorba? Ce vreți? Unde m-ați adus? Cu cine trebuie să vorbesc? Ești în casa unor prieteni. Nu-ți fie frică. Dar unde? A cui e casa asta? E o casă. N-o vezi? Masa e pusă, cina pregătită, vin și alți mosafiri. Fii liniștit. Dar eu sunt un om în toată firea. Nu sunt un copil pe care îl iei pe sus și îl duci unde vrei. Dar ce? Justiție nu mai există în țara asta? Cum e cu putință un cetățean liber obligat să se supună abuzurilor unor brute, ale unor bandiți? Stau singur, fără un cuvânt de încurajare, un ticălos de copil care m-a adus în situația asta. Acum e mulțumit? L-a băgat pe tatu în pușcărie. Mi-am distrus în sfârșit viața, casa. Sunteți oameni, aveți o inimă, un creier. Ajutați-mă, vă sărut mâinile, picioarele. Am biletul cumpărat, trebuie să plec în Elveția. Uite,
cecuri la mine. Spuneți voi suma. Cât vreți. Răspundeți. Răspundeți. Acum. Nu suntem nici de un răspuns măcar. Ce fel de răspuns vrei? Eram un om cinstit și îmi vedeam de treburile mele. Îmi vedeam de treburile mele. Acum pentru asta ești aici, pentru o treabă de-a dumitale. Pentru o treabă la care ai pornit cu ochii deschiși. Poftim? Bună, Arturo. Îți prezint pe prietenii noștri. Intrați, intrați, intrați. Dar... Dânsul e Ocoțo. Vino, vino, Ocoțo. Iar dânsul Onai. În seara asta pierd o afacere importantă. Sosește un vapor englezesc, dar puteam să-i spun nu lui don Antonio Balacano. Să luăm loc. Mulțumim. Luigi, poți să ne servești. Luați loc. Don Arturo, dumneata o să stai aici, alături de don Antonio. Eu? Onai, Tocoțu, luați loc și voi. Da, mulțumesc. Și acum vă rog să mă scuzați. Mă întorc imediat. Don Antonio. Don Antonio. Iertați-mă, dar nu mă simt prea bine. Ce vreți? Oameni suntem. Dușmanul e mereu la pândă. Tu stai cu minte și liniștit, iar el îți vâră cuțitul pe la spate. Dar să lăsăm astea. V-am invitat în seara asta să-l sărbătorim pe doctor. Dânsul trebuie să ne părăsească. Cred de altfel că a venit momentul să terminăm. Sunt bătrân, obosit. E cazul să mă retrag din viața publică. Așa că din seara asta, cartierul Sanita nu mai depinde de mine. Și ne lăsați așa pe neașteptate? Ei, ce pot să fac? E atâta ignoranță în jur și sunt atâția oameni care trebuiesc îndrumați și protejați. Ce poate să facă un singur om? Și chiar vreți să ne lăsați, don Antonio? Totul se sfârșește. Și e și mai plăcut când acest lucru se întâmplă într-o companie atât de plăcută. Iată, ne-a onorat și don Arturo Santaniello, da. Pe care îl cunoașteți cu toți. Da, 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 da. Mi-a făcut plăcere să vină. În felul acesta am putut afla că supărarea dintre el și fiul lui, Rafilucio, s-a terminat. Din fericire am putut aplana lucrurile la timp. Don Arturo, ți-am îndeplinit dorința. I-am înmânat fiului dumitale cele 2 milioane pe care dumneata însuți mi-ai spus să îi le dau și îți mulțumesc pentru scrisoarea pe care mi-ai scris-o. Citește dumneata, doctore. Dragă don Antonio, confirm primirea sumei de 2 milioane lire și iau notă că ați înmânat-o fiului meu, Rafilucio. Mi-ați făcut o mare favoare, pentru că în acest moment nu aveam bani lichizi în casă. Se înțelege de la sine că am să vă restitui sus menționata sumă imediat ce mi-o veți cere. Da, da. Vă mulțumesc încă o dată și vă asigur de întreaga mea stimă. Ai uitat însă să o semnezi, Santaniello. Ești bun să-i scalești? Da. Ai carnetul de cecuri? Da. Scrie-l pe numele doamnei Armida Baracanu. Doctore, dă-i tu stiloul. Poftim. Doctore, ăsta îl mânez soției mele. Bine. Și acum
să ciocnim. Serviți-vă. Antonio! Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Am eu grijă de el. Hai. Hai, don Antonio. Sprijină-te de mine. Așa. Să mergem în dormitor. Te întinzi puțin în pat. Hai, don Antonio. Așa. Liniștiți. O să-și revine numai decât. Continuați masa. De ce? De ce tăceți cu toții? Ce s-a întâmplat? Doctore, ce face don Antonio? A murit. Bietul don Antonio. Inima a fost. Da. Avea o inimă mare care s-a deschis ori de câte ori bătea cineva la ușa ei. Oameni ca don Balacanu n-o să mai vedem noi. Am stat 35 de ani alături de dânsul. L-am iubit, l-am stimat. Numai eu știu câtă durere încerc în această clipă. Don Arturo, nu ai nimic de spus? Atunci, vorbește tu, Ocoțo. Bine, dar tu ai fost acela în care întotdeauna striga. Don Antonio e părintele nostru. Don Antonio e părintele orașului nostru. Acum, nu ai nimic de spus? Ce să spun? Nu știu nimic. Nu știi nimic? Nici dumneata nu știi nimic, don Arturo. Așadar, pentru a aduce la îndeplinire voința lui don Antonio, pe cine ar trebui să salvezi? Două lepre, cărora le-e frică să spună adevărul. Două scârbe care preferă minciuna, ipocrizia, șantajul. Tuturor le convine un Antonio Baracano care se duce pe lumea cealaltă în urma unui atac de inimă, după ce și-a cheltuit o viață întreagă pentru a scurta lanțul crimelor și delictelor. Ar fi trebuit să și-o cheltuiască pentru a lărgi. Așa cum am să-mi cheltuiesc eu ultimii ani. Nu mai plec nicăieri. Rămân aici. Alo. Vreau să vorbesc cu centrala din Terție. Ferma Baracanu. Aici este 31-40-21. Mulțumesc. Santaniello, cecul ăsta îl vei da văduvei lui don Antonio. Bineînțeles, dacă vei simți nevoia să-ți faci datoria. Tu, Ocoțo, ai să vorbești dacă ai să vrei. Și cu toții să povestiți ceea ce ați văzut și auzit aici, în astă seară, dacă veți vrea să o faceți. Eu voi scrie certificatul medical așa cum îmi dictează conștiința. Știu că bătăria nu va fi ușoară. Vor ieși la luptă băieții lui don Antonio, rudele lui don Antonio, nașii și fiini, prietenii și protectorii lui. Va fi un adevărat măcel, război până la distrugerea totală. Dar e mai bine așa. S-ar putea ca din această bătălie să iasă la lumină o societate nouă, așa cum o visa bietul don Antonio. Mai puțin rotundă, dar mai egală. Și voi începe prin a semna un certificat în care voi spune tot adevărul. Tot adevărul!
Și voi avea bucuria să-l semnez cu conștiința în păcat, oricât de mult aș risca. Ați ascultat Primarul cartierului, de Eduardo De Filippo. Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: Don Antonio, George Calvoreanu, artist al poporului. Doctorul Fabio, Nicolae Botez Lucian. Armida, Cleo Pan Cernățeanu. Rafi Lucio, Florian Pitiș. Rita, Rodica Suciu. Arturo, Boris Ciornei. Imacolata, Ruxandra Sireteanu. Onait, Mircea Albulescu. Palumielo, Dan Damian. Luigi, Victor Handoca. Șoferul, Tudor Heica. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.